străduța care duce spre birou. Deci, aici am lucrat prima dată și asta e intrarea la birou la noi. Foarte interesant să fie doar. Ne-am luat mapa din birou și voi merge spre camion. Asta este minunatul meu camion. Prietenul meu din ultimile 6 luni. Asta este flota noastră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 camioane. 4 acolo. Și cam astea sunt, vreo 20 de camioane. Bună dimineața, fraților! Astăzi e o zi specială pentru mine. Și mai exact este ultima mea zi de muncă la această firmă. Am luat hotărârea în urmă cu nu mult timp să fac o schimbare majoră. În ce constă această schimbare? Ne relocalizăm. Ne mutăm din Oxford, ne mutăm în Londra. O să vă explic eu pe parcursul vlogului ce m-a determinat să fac această schimbare. Sunt niște probleme, sau nu chiar pot să zic că sunt probleme, mai degrabă niște situații pe care trebuie să încerc cumva să le rezolv. Astăzi mergem la Wimbledon, Mitcham și Oplington, 4 descărcări, 3 descărcări. 3 descărcări simple, nu sunt departe una de cealaltă, doar Oplingtonul e la o oră distanță față de Mitcham, dar rest Mitcham, Wembley, una lângă alta. Nu știu cum o să fie ziua de azi, eu sper să fie o zi scurtă, că am mult de treabă când ajung acasă. Aranjez puțin lucrurile pe aici și revin la cuplarea remorcii, semi-remorci. Bun, am pus trailerul pe poziție, am cuplat, unde să mergem? Să facem legăturile, să luăm și numărul, chiar uit de el. Punem siguranța asta aici. Analizăm cât se poate trailerul, să vedem dacă are toate strapurile puse. Punem numărul. Acum o să mergem să închidem motorul, să nu se mai facă zgomot degeaba. Bun, avem cablul ăsta vamal. Ăsta ne dă nouă bătaie de cap. Ne-a dat în ultima vreme, pentru că înainte o bună perioadă nu l-am mai folosit, iar acum, lângă faptul că trebuie să-l folosim la fiecare încărcare și descărcare, dimineața, în fiecare dimineață când venim să luăm trailerul, trebuie să-l desfacem de aici. În ambele părți și să-l băgăm în trailer. Dacă la început m-am revoltat, cum am știut eu mai bine, ca să nu ne mai pună să facem treaba asta, cel puțin să nu o facem noi, până la urmă n-am avut ce face.
am acceptat. După ce că încep 3:30, 3:15, 4. Să mai ia și cablul ăsta de întins. Asta mai lipsea. Unde mătam? Da. Am trebuie băgat pe fiecare gaurică. Un lucru pe care nu prea ți-l doresc să-l faci la... Acum, de exemplu, 4:30. Am început mai târziu pentru că... E Good Friday la ei, adică Vinerea Mare. Și au un program așa mai scurt. În ce mai târziu, termin mai devreme. Și cumva și nouă ne-au decalat programul pentru că vin mai târziu aia de la depozit. De la magazine, să ne descarci. E... Hai, mai. Mai sărim din ele de rem. Așa, nu verifică nimeni. Păi și cum spuneam, cu cablul ăsta vamal, mulți nervi am mai făcut. Mai ales la început, utilez. Tinde să se blocheze mereu acolo, să se agățe. Și trebuie să mai faci un drum, să-l deblochez. Asta unul la mână, doi la mână. Ca să fie cât de cât treaba bună. Aici, capătul ăsta, trebuie să fie cât mai subțire. Atunci când îl tragi, să iasă din gaură. Să iasă prin fiecare gaură foarte ușor, ca și cum n-ar fi. Dar dacă capătul ăsta e gros sau aici se lăbărțește, lăbărțează, ei mai știu cum să zic. Atunci te enervezi. Unul la mână, doi la mână, doi la picior, de fapt. Cum zicea unicul nostru, țancă uragan. Dacă se ciupește pe aici, și de multe ori se ciupește, tot așa, când îl tragi ca să scoți cablul sau și când îl bagi, tinde să se agățe și e enervantă treaba maxim. Și ce am făcut eu în prima zi? Dacă în mine curge sânge de român, încercăm să impunem schimbarea cu forța, să zicem. Nu mai băgăm aici, nu mai băgăm aici. Când am văzut că a reintrodus din nou cablu și nu pe lângă faptul că l-a introdus, trebuia să-l băgăm noi, să-l scoatem noi de aici. Și ziua când terminăm, să-l punem înapoi. Ei, am făcut fenta la cablu imediat. Și ce credeți că i-am făcut? Bă, am tras de el. Cablul fiind nou, sunt destul de rezistente când sunt noi. Atâta, când sunt noi. Am tras de el până s-a lăbărt. Am tras de el până s-a lăbărțat acolo capătul cablului. Și lăbărțându-se nu mai așa, nici așa, nu mai așa, nici din niciun fel. Și atunci am... Am continuat să trag ca nebunul până s-a rupt. Și uite așa m-am dus eu cu cablu nou-nouț, după o zi de muncă, cum am dus cu cablu rupt în birou. M-am dus în birou cu el. Am arătat poză și am arătat poză și le-am zis ce s-a întâmplat. Și și-au dat seama că am făcut ceva intenționat. Că suntem azi 15. Și mi-au zis că nu e ok cum am procedat, că
cablu a fost nou și trebuie să accept. Și să nu le mai rup că scumpe. Normal. Normal că scumpe. Nici pixul nu mă mai ajută. Și nici nu am altul. Hai, bă. Kilometraj 187441 16166. E, și după ce mi-am dat eu seama că nu se schimbă nimic, am zis că hai bă să fim și noi corecți. Am avut o perioadă la firma asta, nu de mult, acum vreo lună jumate, poate chiar și mai puțin. Bă, numai probleme aveam, bă, dar numai probleme aveam. Reclamații. Am avut o perioadă când m-am apucat iar de fumat. Am fumat în cabină. M-au văzut niște părăcioși de la un magazin care nu aveam nicio treabă, pur și simplu s-au băgat în seamă. Păi și mi-au făcut reclamații, bă, băiatule, că fumez. Și aia pe lângă multe alte reclamații pe care am mai avut, inclusiv cu cablu, inclusiv cum am certat cu una de la birou. Și mi-au zis că nu mai pot să fac selco. Ceea ce fac eu acum, Bărni. Și ceea ce am făcut eu în ultimii 2 ani, în mare parte. Și că m-ar putea pune pe altceva. Eu de ambițios i-am refuzat. Și am zis că nu, eu vreau să stau acasă cel puțin o bucată de timp ca să mă recreez. Am stat acasă o săptămână în care am dus numai la sală, nu făceam nimic. Am verificat și Marfa împreună cu fata de la birou, că sunt doi eu. Dau puțin un cu jos. Așa. Deci bine, Ionuț. E mai târziu. Și eu trebuia să fie mai târziu, trebuia să vin la 5. 5 cum a venit și ăsta. Și dăm bătăi. Să vedem noi cât facem până la Wimbledon. O oră jumate, maxim o oră 50 de minute. Bine, acum nu știu exact unde mă bagă el. Eu am un traseu. Am un traseu aparte, ferit de aglomerațiile urbane pe care mi le bagă ăsta de obicei. Up, up. Bluetooth. Hai că ăsta la prima oră. Și ei vor continua să apară în fiecare. Ia, uite. Azi e vineri și încercăm să surprindem în acest vlog cele mai importante momente pe care le voi întâmpina astăzi în această minunată ultimă zi de muncă. Sper să fie o zi în care să nu am probleme și să decurgă totul simplu și firesc. Uite bă, până și semaforul se face verde când mă vede. Bă, săracul Tom ăsta al meu. Îl am de 4 ani jumate acuș și se mișcă, deci ia 15 secunde să apară că după ce a pus pe un buton. Să vedem noi ăștia cine zic de data asta. Wimbledon Selco Drive.
Cât are reborca ta? 4,70 m. Are. Să vezi și uita. Bă, să uită ăsta pe băiatul de... De 3 ani de zile mă vede non-stop și încă să uite să vadă cine e la volan. Vedem noi cât timp ajungem, da, drumul e cel bun, traseul e făcut, 4:06. Da, o să ajung mai devreme pentru că mai am niște străzi în care mă bag pe ele, ăsta, GPS-ul cumva nu le vede, crezând că e un pod mai mic de 4,70 m, e chiar aici, la ieșire din Oxford. Liberté, Fraternité, azi sper să nu fie trafic. Păi, ieri a fost un trafic de am stat în total o oră jumate cel puțin la Dartford Tunnel. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar au fost jale, paralizat tot. Trecem pe galben. Vă întrebați de ce am trecut. Cunosem afoarele astea deja pe de rost. Eu aici sărac mă pune să mă întorc, să mă bag pe străduțile astea. Pentru că podul din față, chiar și pe indicator, nu, deci el, mititelul, calculează rău, zicându-mi să mă întorc. Dar podul ăsta are mai mult de 5 metri și el e catalogat ca fiind un pod de 4,60 m. Din cauza asta mă pun el să mă bag prin niște locuri dubioase. Da. Am recuperat 4 minute din traseu. Oh, de bă, băiatule, și calul ăsta. Bă, erau acum, astăzi văd că nu este. Bă, dar de obicei calul ăla, scultura aceea sau monumentul ăla ce îi, bă, e conjurat de vaci. Vaci de-a unei ferme de pe aici, din zonă. Bă, dar așa de frumos se vedea într-o dimineață. Era plin de vaci pe lângă cal, bă, și o ceață de aia așa, o pătură de ceață joasă. De cum se vede chiar și acum, în partea aia de acolo. Da, uitați cum se vede. Nu știu dacă se vede chiar bine. Oricum, aici un fotograf ar face ceva. Niște fotografii ideale. Da, fraților, m-am hotărât să mă relochez. Mă voi reloca în zona de vest a Londrei, în lângă aeroportul Heathrow. E o zonă bună. E o zonă în care există un potențial foarte mare, atât din punct de vedere a locurilor de muncă pe tir, dar nu numai. E o zonă cu foarte mulți bani și unde sunt bani, acolo trebuie să fim. Pentru că doar așa avem o șansă să facem ceva. Ceva notabil. Eu am mai stat în zona aia cu ceva timp, chiar când am venit prima dată în Anglia. Eram, din păcate, prea la început încât să mă pot integra, să pot intra în unele locuri care să conferă o siguranță și un loc de muncă bine plătit. Pentru că acolo e nevoie de un istoric. Un istoric al tău în Anglia, de ei cer 5 ani. Eu nu am 5 ani încă, am aproape 5 ani. Dar în afară de istoricul ăsta de 5 ani, îți trebuie o experiență bazată pe niște referințe. Îți trebuie o engleză destul de fluentă și în același timp, nu știu, consider că sunt pregătit. Dar nu e că am găsit deja un job în care mă duc la sigur, nu. Eu acum practic mâine mă voi duce acasă,
în România, voi sta 3 săptămâni în concediu, iar apoi mă voi întoarce și am să încep să-mi caut de muncă. Nu este nimic sigur, nu este, și e prea devreme să-mi caut pe acum. De ce m-am gândit eu să fac mutarea asta? Și nu rămân aici la jobul ăsta, care e un job foarte bine plătit, un job care m-am obișnuit, un job greu, dar m-am obișnuit, adică plec la muncă relaxat. Nu am emoții că bă, unde mă mai duce asta și ce mai fi găsind pe drum sau mai știu eu ce. Dar după un timp vrei să faci o schimbare. Vrei să faci o schimbare. Ia uite ce se bagă și nebunul ăsta. Vrei să faci o schimbare pe care nu știu, consider că e bine venită. Bă, și să fie mai rău ca acum. Sau să, nu știu, să nu, să zicem, să zicem partea rea a lucrurilor. Nu e nicio problemă, pentru că așa învățăm, așa devenim mai experimentați. Dacă ne plafonăm la un singur job și considerăm că ne-am atins potențialul maxim la acel loc de muncă, pe care la ca șofer de camion e foarte, foarte ușor să-l atingi, adică nu poți conduce mai multe camioane deodată, nu poți să devii, nu știu, să avansezi în carieră de la șofer la camion la nu știu ce altfel de șofer de camion. Tot șofer de camion ești, adică ori ești din cabină și te bagi în birouri și deja nu mai poți să numești că ești șofer de camion și nu mai faci ceea ce îți place, ori da, rămâi ca un simplu șofer de camion totdeauna. Și atunci vine momentul când vrei să avansezi, vrei să încerci și altceva, vrei să vezi dacă reușești. Să se întâlnești oameni noi, gândiri noi. Așa gândesc eu, așa cred eu. Și am zis că acum e momentul. A trecut și pandemia. S-a stabilizat și treaba după Brexit, adică nu mai e perioada de incertitudine, bă, ce se întâmplă, bă, nu știu ce, Anglia se duce, pleacă, se duce la vale. Deci e un moment în care se cred eu că e momentul oportun. Vine și vara, nu e nici perioada moarte să zici că e, nu știu, ianuarie, februarie, martie, nu, e bine vara, deci... Deci voi face această schimbare. Da, fraților, cam așa m-am gândit. Sper să-mi iasă, vreau să fac în continuare vloguri, poate o să fie vloguri mai interesante. Ia uite, avem deja pe cineva care așteaptă la Selco. Ha. Deci nu o să mai fiu primul care o să fiu băgat. Că e deja ăla în față cu saci de nisip. Eu o să mă trag aici pe partea asta. Frumos pe bordurică. Nu zice nimeni nimic. Ia uite, închis tot. Asta e cercul la care trebuie să descarc. Cercul din Wimbledon. Da, fraților, hai, ne auzim mai încolo. Da. Am plecat și de la Wimbledon. Mergem la Wycham, la Pau, la Micham. Suntem la 4 minute distanță. Lidl, 22 de lire. Avem aici o intersecție, trebuie să iau două benzi, că e cam din scurt. E cam din scurt și am acolo niște semafoare și nu aș vrea să le văd ca popicile căzute. Nu am talentul ăsta să dărâm ceva prin jurul meu, dar de multe ori am fost la limită. Păi am stat la ăștia de la Wimbledon. Uite cum se bagă. Am stat la ăștia de la Wimbledon. Bă, data viitoare mă bag eu, frate, ca lumea să nu se mai bage nimeni. Că de acum trebuie să știu să treacă toți ăștia, după aia să mă bag pe banda aia, pentru că e deja s-a băgat în coastă, nu știu, poliția. Poliția! Hai, bă, semaforule, bă, odată, ce mă enervează, bă! Bă, de ce nu fac și ăștia semafoare inteligente? Poliție proastă. În pula mea.
trebuie spațiu, idiotule. De naribă. Ai, vezi? Că nu poți să stai numai pe banda ta, n-ai cum, frate. Îți trebuie două benzi în unele intersecții la 90 de grade, unde mai sunt și stâlpi de ăștia plantați acolo, chiar în marginea străzii, imposibil. Dar ei nu știu, ei sunt mici și se bagă. Eh, asta e, asta e treaba noastră, de să suntem șoferi profesioniști, să avem grijă și de ceilalți, nu numai de noi. Și de ceilalți și de tot ce ne înconjoară. Bă, am stat la Wimbledon o oră jumate, cred că până m-a băgat. Și vreo încă o oră jumate până m-au descărcat. Hai să moară gibilan. Bă, după ce când m-au descărcat, ultima chestie care trebuia să mă iei era combinată. Erau trei magazine. Ei trebuia să-și ia doar lucrurile lor și restul să le lase. Așa fac de obicei toți, adică nu-i ceva nou. Dar ăștia eu știu, cred că era nou, nu l-am mai văzut până acum. Bă, le-a luat pe toate și le-a pus la un loc, crezând că toate sunt ale lui. Când am văzut, am zis, băi, nene, bă, ce ai făcut, bă, nene, bă? E, și m-am dus și eu și le-am ales acolo, le-am pus oarecum despărțite, adică astea la alte două magazine, știi, cumva. Dar n-ai de unde să știi care, cum, exact, exact. Bine, nu e problemă, toate sunt Selco, văd ei între ei, se reglează ei între ei. Dar vreau să zic așa, ce m-a derutat ăsta. În fine, uite aici ajungem la magazinul ăsta, Enervan magazin. Ia să vedem unde ne bagă, da. Ea vrea să mă bage pe dunga asta înainte, pentru că era nu știu ce pus aici. În fine, aici e magazinul Miciam, Selco Miciam. Puțin înapoi, dar mult. Lasă așa. Da, fraților, hai, descarc și ne vedem la următorul magazin, la Web Oprington, Kent. Da, ne apropiem și de ultima descărcare ever la această firmă. Suntem la 3 minute jumate de Selco Oprington. Păi, bine că e o zi frumoasă, a venit primăvara, păsărelele cântă. Copacii au înverzit, au înflorit unii. Un cadru mai mirific de atâta pentru ultima zi de muncă la această firmă după 3 ani de zile, nu cred că se putea. Păi, aici te tot veni vorba, pe strada asta, pe undeva, nu știu exact unde, dar nu departe, e undeva aici un semafor. Bă, ninja, mai era o mașină trasă pe stânga undeva aici, care încurca traficul, și pe lângă mașina aia, păi mai era și, o mai ieșit și un muncitor de la mașina aia, era o mașină de asta de cu schele metalice, nu știu exact ce. Păi și a ieșit un om în stradă și a trebuit să-l ocolesc. Și în timp ce-l ocoleam și mă uitam să văd în oglindă, să văd ce fac, dacă l-am ocolit, dacă l-o știu și eu, că trebuie să te uiți. Bă, ăla din fața mea, care nu era departe de mine, fiindcă na, viteza era destul de mică, deci nu aveam motiv să țin distanță de 500 de metri. Ăla din fața mea a pus frână bruscă. Bă, uite aici, uite, exact la semaforul ăsta era, exact la semaforul ăsta. Gen acolo, colisem aici, era un tir, era o dubiță și eu. Tirul a pus frână bruscă, dubița și el, pentru că s-a făcut semaforul. Acum nu știu dacă a pus frână bruscă sau nu, dar eu eram concentrat asupra muncitorului care mi-a ieșit în față. Și zăpada, zăpadă, nu glumă. Băi, frate, când m-am uitat în față, am văzut așa frame-uri, cum mă apropii cadru cu cadru de dubița aia. Ce am putut face? Să calc frâna și să trag de volan în partea opusă, în partea dreaptă. Norocul meu a fost
că camionul nu era încărcat, era, aveam puțină marfă, cam cât am acum, da, cât mai rămâne pentru magazin, probabil un sfert de trailer încărcat, maxim. Am tras de volan și s-a adus cumva curmejiș. Ca altfel, deci o milisecundă, dacă nu mă uitam în față, îl făceam pachet pe el. Pe el făceam pachet, bă, deci mi s-a, știi cum am rămas șocat. A fost vina mea din pauză că nu am fost atent, dar vedeți, atenția asta nu poate fi în mai multe locuri. Când ești atent într-un loc, nu poți să vei fi atent și în alt loc. Nu zic că nu puteam să, nu știu, să-l ignor pe ăla și să mă uit în față, dar și muncitorul ăla era destul de ieșit în stradă. Culmea, senzorul vieții, care de multe ori m-a pus în cap și mi-a răsturnat pe aleții cu marfă și așa, bă, nu a mers, bă, nu a funcționat, nu, nici nu m-a avertizat, bă, nimic, nimic, dacă nu-mi vinea să-l scot. Uite ce gol e aici, bă, băiatule. Asta e magazinul. Hai să... Dacă vine o ambulanță, a? Mă lasă? Hai că mă lasă. Vezi pe banda de baflei. Ce să facem? Ne uităm de 10 ori înainte să facem, a? Vreo treabă. Și cum spuneam, culmea... Bă, o fi închis? Nu cred. Uite, uite cam așa arăta dubița. Poate chiar ăsta, știi ce tare ar fi. Culmea e că... Senzorul nu a mers. Și că, bă, și că s-a oprit camionul, deși am simțit cum, nu știu, îl scăm de sub control. Afară ningea, nu pot să zic că era zăpadă pusă pe jos, dar asfaltul sigur era ud, umed. Păi am avut un noroc, eu. Bun. Au observat că nu s-a întâmplat nimic, no damage, nimic, nu a murit, nu s-a rănit nimeni, omul din dubiță. Au conștientizat că a fost la un pas să fie cel puțin rănit. Și ce a făcut? Mergând în fața mea, deci nu a oprit, nu a stat de vorbă cu mine, nimica, eu i-am arătat semnul ok. Gen că sunt ok, da, mă rog. Orice s-ar fi întâmplat, oricum eram ok, probabil, la modul că nu mă răneam. Și mergând în față și probabil cunoscând zona, știa că Selco, magazinul, e puțin mai în față. Și ce a făcut? A mers și s-a băgat la Selco să mă aștept, s-a băgat în parcare să mă aștept. Și eu l-am văzut și ce credeți că am făcut? Am mers tot înainte, n-am mai stat, am mers tot înainte la un sens girator undeva la vreo 2 mile distanță, m-am întors. Și când m-am întors nu mai era. Cred că m-a așteptat, vroia probabil să reproșeze ceva, nu știu, că s-a speriat. Nu aveam chef de așa ceva. Așa că am făcut ce am făcut. Oricum nu avea nimic ca ce să-mi facă, pentru că it's okay? Okay, that's not too bad. We need papers. Please. Okay. Oricum nu avea ce să-mi facă, pentru că nu l-am atins, nu am, știi? Dar probabil mă certa, ceva de genul ăsta. Știu ce mai avea ei prin cap. Fraților, sunt la ultima descărcare, ultima mea descărcare ever la Selco. Băi, nu vreau să zic că... Haideți că vorbim după ce descarc și atunci o să închei. Băi, băieți, băi... Hai că am terminat și... Ultima descărcare. Ieșim din Hopington. Un magazin destul de înghesuit pentru un camion de ăsta mare. Prima dată când vii aici, te gândești, Doamne, cu ce am greșit în viață? Cine m-a pus să fiu om mare? Dar după te înveți. Chiar așa de
Negru dracu. Hai, dar ce soare e puternic, ha? Aici, intersecția asta e bălea. Dacă nu te lasă cineva de bună voie, au, au. Dacă nu te lasă cineva de bună voie, nu ieși prea curând. Ia, hai să ne băgăm fărțat. Ha? Ha? Hai că ne lasă asta. N-avem ce face, trebuie să ieșim într-un fel sau altul. Băi, fraților, băi, ce să spun în încheiere? Ziua de astăzi, până în momentul de față, a fost o zi ok. Aș fi vrut să termin ceva mai repede, dar așa nu e nicio problemă. La cât îi 5, la 3.21 ajung la firmă, teoretic, mai am niște întârzieri. Dar mai adăugăm și timpul pe care îl pierdem la motorină, plus timpul în iard. Deci undeva la vreo 4-4 jumate ar trebui să fiu acasă. Acasă mă așteaptă o activitate destul de intensă, că trebuie să bag toate lucrurile în mașină, inclusiv niște corpuri de mobilă, niște prostii, și să le duc la noua casă, noua casă care e în Londra. Sper să mi încapă, după câte am calculat eu, am dus deja o tură, am dus grosul, am mai rămas grosul de fapt, am dus multe chestii care le puteam uita astăzi, mai ales cum e vineri și ultima zi, trebuie să mă gândesc la toate și așa mai redus din ele. Păi ce să zic, un scurt rezumat așa despre jobul ăsta pe care l-am avut și care pot să zic că am evoluat atât financiar cât și, nu știu, profesional. Pot să spun că am avut noroc că l-am găsit. Am riscat când am venit din celălalt loc aici. Am riscat și câteodată în viață, dacă nu riști, nu câștigi. Și ajung la un moment în care trebuie să treci la nivelul următor, riscând. Nimeni nu o să vină, mai ales în situația mea, nu știu, poate la alții altfel. În situația mea nimeni nu o să vină să-mi dea ceva de-a gata. Nimeni nu o să mă îndrume pe o cale mai bună. Tu trebuie să o găsești, tu trebuie să te interesezi, tu trebuie să ai o viziune asupra lucrurilor și să te gândești cum să faci să fii mai bine. Eu nu zic că acum merg din prima la mai bine, nu. Clar, probabil o să îmi pară rău o perioadă după jobul ăsta, pentru că e un job stabil și un job destul de bine plătit, dar cred eu că e momentul să trec la, nu știu, la nivelul următor. Și chiar dacă nu o să trec la nivelul următor, uneori în viață e bine să mai faci câte o schimbare. O schimbare, în cazul meu, schimbarea locului de muncă și schimbarea, nu știu, a monotoniei, a rutinei pe care se instalase de ceva timp. Că altfel, nu știu, parcă trece prea ușor viața pe lângă tine. Așadar că o să ținem aproape. Promit că am să mai fac vloguri pentru cei ce mă mai urmăresc din când în când. Ce să zic? O primăvară frumoasă și spor la bani, băieți. Spor la bani, băieți și fete, oriunde v-ați afla. Pe tir, pe van, pe taxi, pe bicicletă, pe trotinetă, pe orice, chiar și pe avion. Spor la bani. Hai, v-am pupat.